Salutare tuturor și bine v-am regăsit la a doua parte din seria de tutoriale dedicată de dezvoltării website-urilor cu ajutorul aplicației Google Site. Pentru a ajunge din nou în modul de editare al website-ului vom accesa pagina Google, apoi cu ajutorul butonului de aplicații vom alege aplicația Drive, apoi vom accesa conținutul dosarului site-ul meu, în interiorul căruia regăsim documentul care conține website-ul pe care îl dezvoltăm. Astfel am intrat din nou în modul de editare al site-ului. Pentru a modifica imaginea din Antet, avem la dispoziție butonul Modificați imaginea, care la acționarea unui clic pe acest buton, ne oferă două opțiuni, încărcați și selectați o imagine. Vom încărca o imagine specifică școlii noastre. Selectăm imaginea, executăm un click pe butonul Open și în acest moment avem setată o imagine de fundal pentru antetul paginii. Se observă în dreapta jos a antetului două butoane, un buton sub forma unor steluțe, care la acționarea lui va anula umbrirea imaginii Antetului și un alt buton cu ajutorul căruia putem repoziționa în interiorul antetului această imagine pe care am ales-o. În momentul când suntem mulțumiți cu poziționarea imaginii, vom executa un clic în afara acestei zone. Am ajuns la editarea subsolului. Pentru a adăuga un subsol paginii noastre, avem la dispoziție butonul Adăugat subsol. La acționarea acestui buton se observă apariția unui, unei zone în care putem introduce text. Bineînțeles că respectivul text poate fi formatat cu ajutorul instrumentelor din partea de sus a zonei de introducere a textului. Putem oricând reveni la editarea subsolului prin intermediul butonului Editat subsolul. Totodată, în partea stângă jos a subsolului, regăsim un buton cu ajutorul căruia putem ascunde de pe această pagină acest subsol. În cazul în care nu dorim acest lucru, subsolul va apărea pe toate paginile din interiorul acestui website. Am ajuns la pasul în care va trebui să introducem conținut în pagină. Acest lucru se poate face prin intermediul meniului inserat din partea dreaptă. Care le pune la dispoziție mai multe instrumente. De exemplu, dacă dorim să introducem text în pagină, executăm un click pe butonul casetă text. Și se observă că similar cu introducerea unui text în subsol, ne-a apărut o zonă în care putem introduce text în pagină. Alegem un titlu. Bineînțeles, text pe care îl putem formata cu ajutorul instrumentelor din zona de mai sus. Și astfel, în pagina am introdus două secțiuni pe care le putem uh, formata individual. De exemplu, putem alege o anumită imagine de fundal al secțiunii sau chiar uh, o anumită culoare. Acest lucru îl putem realiza cu ajutorul butonului fundalul secțiunii din partea stângă. Putem alege evidențierea acestui text cu ajutorul instrumentelor uh, care apar la acționarea acestui buton. Uh, dacă alegem opțiunea subliniere. Fundalul acestei secțiuni se colorează într-o nuanță cenușie. Apoi opțiunea sub de 2 va stabili o culoare mult mai pregnantă. Sau putem alege o imagine pe care, bineînțeles, că o putem încărca sau o putem selecta dintr-o galerie pusă la dispoziție de către Google. Astfel am stabilit o, un fundal pentru secțiunea pe care am introdus-o. Tot în partea stângă a secțiunii, sub butonul denumit fundalul secțiunii, apar încă două butoane: Duplicați secțiunea care, bineînțeles, la acționarea acestui buton va crea o copie fidelă a acestei secțiuni și încă un buton numit Șterge secțiunea, la acționarea căruia, bineînțeles că va șterge secțiunea respectivă. Un mare avantaj al uh, aplicației Google Site pentru dezvoltarea website-urilor o reprezintă poziționarea elementelor uh, paginii cu ajutorul metodei drag and drop. Dacă se deplasează mouse-ul în interiorul unei secțiuni, în partea stânga a secțiunii se observă un mic butonaj, iar dacă vom deplasa mouse-ul peste acest butonaj, săgeata mouse-ului se transformă în această pictogramă uh, sub formă de o cruce cu săgeți. În acest moment, cu metoda Drag and Drop avem posibilitatea mutării acestei secțiuni în interiorul paginii. Astfel am mutat secțiunea de deasupra sub a doua secțiune. Am ajuns la pasul în care trebuie să discutăm despre adăugarea și editarea textului. După cum ați observat la adăugarea secțiunilor, am adăugat text cu ajutorul butonului Casetă Text din meniul Inserați. Dar dacă în interiorul paginii executăm două clicuri, ne apare o imagine rotundă care conține elementele care pot fi introduse în pagină, printre care regăsim și caseta de tip text. Dacă avem deja un text introdus în pagină, acesta poate fi editat, bineînțeles, prin executarea două clicuri în interiorul acelui text și astfel se intră în modul de editare a respectivului text. După cum ați observat, meniul inserat conține o zonă numită aspecte, care conține o serie de șabloane grafice, cu ajutorul cărora pot fi introduse elemente în pagină. Cu ajutorul metodei Drag and Drop se poate alege un anumit șablon și adus în pagină. În acest caz, am ales un șablon care conține un element grafic, un titlu și text corespunzător acestui element. Elementul grafic poate fi o imagine pe care o putem încărca, putem selecta o imagine pe care o căutăm cu ajutorul motorului de căutare Google, putem alege o imagine sau un element din Drive, un clip de pe platforma YouTube, un calendar sau chiar și o hartă. Adăugarea și înlocuirea unei imagini. Pentru a introduce o imagine se acționează acest buton și din meniul contextual apărut se alege opțiunea selectați o imagine. Putem alege o imagine din drive-ul nostru, sau putem introduce adresa unei imagini postate pe o pagină de internet, sau putem realiza o căutare după un cuvânt cheie. Vom realiza o căutare după cuvântul școală. Printr-un singur clic se alege imaginea dorită, și apoi se acționează butonul inserații. Astfel am introdus acea imagine în pagină. Deasupra imaginii apar câteva butoane cu ajutorul cărora putem interveni asupra imaginii. De exemplu, dacă dorim să decupăm imaginea, avem la dispoziție acest buton. După realizarea acestei opțiuni, vom executa un click pe butonul uh, sub forma acestei bife. Putem să anulăm această decupare. Putem să introducem un link în așa fel încât utilizatorul la executarea unui uh, click pe această imagine să-i se deschidă o, o pagină de internet, putem șterge această imagine, și dacă acționăm acest buton sub forma acestor trei puncte poziționate vertical, avem la dispoziție opțiunea de a înlocui imaginea. Apelând la meniul selectat o imagine, vom repeta pașii pe care i-am parcurs la alegerea acestei imagini. Vom repeta căutarea după cuvântul școală. Și vom alege o altă imagine. Astfel am înlocuit prima imagine pe care am introdus-o. Să încercăm acum și introducerea de text alături de această imagine. Se observă că spațierea între rândurile textului este prea mare. Pentru a corecta această greșeală, vom selecta textul. Și, acționând acest buton sub forma acestor trei puncte orizontale, vom avea acces la butonul Spațiere între rânduri și paragrafe, unde vom alege opțiunea Spațiere personalizată. Și la Spațierea între rânduri voi alege valoarea 1. Voi executa un click pe butonul Aplicați. Se observă în continuare că dimensiunea imaginii este mult mai mică decât dimensiunea zonei de text. Pentru a redimensiona imaginea, voi executa un singur clic în interiorul ei și cu ajutorul acestor butoane e, sub formă rotundă de culoare albastră, am posibilitatea să redimensionez imaginea. Dacă doresc să schimb Zona în care este afișată imaginea din partea stângă în partea dreaptă, în interiorul acestei secțiuni, nu, nu am altceva de făcut decât cu metoda drag-and-drop să trag această imagine din stânga în dreapta, în așa fel încât în partea dreaptă să apară o bară uh, verticală de culoare albastră și astfel am schimbat poziția în care este afișată imaginea. Pasul 20. Inserarea unui text pliabil. Pentru a insera un text pliabil, în meniul inserați ne vom deplasa în zona de mai jos, unde vom regăsi opțiunea text care se poate restrânge. Vom executa un click pe acest buton și acum avem posibilitatea să introducem un titlu pentru acest text și un conținut. Se observă prezența acestui buton sub forma unei săgeți îndreptate în jos. Acest buton ne arată faptul că avem de a face cu un text pliabil, cu un text care este ascuns la prima vizualizare a website-ului. Pentru a previzualiza site-ul vom acționa butonul vizualizare. Acționăm acel buton sub forma acelei săgeți. Și ne este afișat și textul care a fost în primă fază ascuns. Acesta a fost tutorialul pentru astăzi, eu am fost Adrian, și până data viitoare vă doresc la revedere!